Bă, bună dimineața, handicapaților, și bună dimineața, oamenilor raționali din România. Știți că există oameni handicapați? Handicapul rațiunii este, de fapt, cei cu un IQ foarte mic. Inteligența cognitivă. Asta, ca să voi să înțelegeți handicapurile. Asta este, eu am un handicap comportamental, care e undeva la limita între social și emoțional. Fiecare cu handicapurile lui, știți. Asta este. De aceea eu, ca și persoană, reușesc să mă ajut singură datorită faptului că am acest asminier. Bun. Ce vreau să vă explic este că foarte mulți dintre voi credeți că marea majoritate a problemelor care ni se întâmplă în business-ul ăsta este datorită faptului că nu declarăm veniturile sau nu știu ce vi se pare vouă, nu? Eu am avut cândva foarte mult timp în urmă, care n-are nimic de a face cu videochatul asta, ca să înțelegeți, m-am combinat cu un troglodit, o impotent, o cretin de moldovean, ați înțeles, care moldoveanul respectiv avea un cășc la pocraca din deal, tot țărănoii, că nu sunt țăranii, sunt țărani. Țărănoi e totul altceva, domnule, el era orășan. Toată berea și tot porcul era la el. Așa? Știți că e. Da, asta este omul, se leagă de fizicul. Da? Fără să și omul avea 5 copii. Înțelegi? El a încercat și așa a reușit el să crească copiii în viață. Mi-a făcut o datorie pe care nu m-a informat că n-a plătit-o. Eu, deși eu sunt public, am paginile peste tot, pus foarte bine, bă, știi, informez un om, știi, eu am plecat, fugit din țară, am murit. de pe lumea înaltă. Așa, la vremea respectivă încă mai stăteam prin jurul orașului respectiv, pentru că mama care m-a crescut și care m-a educat, care m-a sprijinit din punct de vedere educațional, rămăsese singură și eu v-am spus că eu la viața mea n-am fost niciodată singură, eu am fost tipologia aia de femeie, cum sunteți voi bărbați, știți? Deci voi aveți acasă nevastă, copii, nu știu ce, când vă duceți undeva, voi nu sunteți singuri. Și eu așa sunt, un om, știți, că eu sunt un om plăcut, nu eram singură, n-am fost niciodată măritată. Eu n-am promis pe nimeni, nu m-am zis la nimeni, bă, știi, o să fiu toată viața ta și o să te iubesc. Sunteți handicapați? Da. Și era un business, era un chioșc, mă întrebați, și mai avea nu știu ce căcaturi pe acolo, ca să zic seama că, da? Plus că era mână goală omul, adică omul nu avea noțiunea. Hai că eu mă mai descurc, eu moritoare de foame n-am fost, ați înțeles? Că uneori am impresia asta că e datorită anxietăților, a OCD-ului și a toate celelalte, lăsați-le astea la o parte. Bioblocajul pe care l-am avut în imposibilitatea juridică pe care mie mi s-a întâmplat, a fost o singură dată datorită unor plăți, neplății, dar eu, marea majoritate, eu suferința pe care am avut-o mare de tot a fost datorită unei alegeri din trecut de a ajuta un om. Eu pe omul ăsta l-am ajutat. Și m-am trezit, mi-am pus gaj veniturile, deci l-am ajutat pe dobitocul ăla să aibă un flood de în business-ul lui de la Pocraca din deal, că avea vreo 2-3 chioșcuri în niște sate și omul când a plecat sau treci și nu-l mai găsim, așa, ne-am trezit că suntem vreo grămadă de oameni de prin Pașcani, Iași, așa, care a rămas datori, unii și-au făcut împrumuturile respective pe contul lor,
alții și acum că ar fi fost cine știe ce, nu e mare, intenția lui inițială nu a fost să ne tragă în țeapă, intenția lui inițială a fost să facă un business, să poată să-și crească ea 5 copii pentru că frică, ca așa vă gândiți voi, bă frate, voi atât de proști sunteți ca bărbați, el vrea să devin tată, el vrea să devin tată. Vezi că nu știi să ai grijă de floare. Deci tu nu ai grijă de tine. Tu nu-ți speli vasele. Și tu vrei să fii tată? Bă! Tu n-ai cum! Logic! Băi, folosi-vă logica! Logic! Eu se pășesc că vreau și eu să fut. Vreau și eu o floricică, vreau și eu o fetiță, vreau și eu o familie. Băi, băiatule, tu n-ai un job, tu n-ai un business, n-ai o stabilitate, n-ai nimic. Unde vrei să... cu ce? El inițial nu a vrut să facă chestia asta, dar pentru că el era prost, incult, din punct de vedere al business-ului și al alegerilor, el a încercat, el nu știa cum să facă și el tot împrumuta de acolo, lua din stânga în dreapta și din baia, mai punea, mai făcea o mișcare și într-o zi probabil nu a mai fost capabil să mai facă asta și bineînțeles că primul lucru pe care l-a făcut a fost lăsă-mă că aia face bani, mă trebuie să... Eu n-am știut. Greșeala inițială pe care eu am avut-o este că eu eram în business-ul ăsta și făceam chestii, știți? Da. Și m-am trezit cu conturile bancare blocate, m-am trezit cu conștiințare. Eu nu am primit. Deci voi asta trebuie să înțelegeți că eu n-am primit de la judecătorie hârtia prin care eu am fost dată în judecată de către acea companie. Pentru că el nu-și plătise. El n-a informat. Este lipsa comunicării între oameni. Asta duce la așa ceva. Păi te desparți de un om, nu-ți mai ții inițial, nu-ți respecti cuvântul dat, nu ești capabil, ai priceput ce ai vrut tu din toată business-ul ăla, din toată contactul respectiv, nu e nicio problemă, bă, dar în momentul în care ți se întâmplă o chestie, anunță-l și pe ăla, bine că a fost și vina firmei respective de recuperări. Eu am dat în judecată pe ei pentru că nu m-au informat și pentru că mi-au oferit un inconvenient. Trebuie să știi lucrurile astea, să le faci, pentru că tu nu știi să te aperi ca om. La mine a fost un inconvenient, drept pentru care niște oameni din jur, niște băieței, știți? Băieții care ei n-au ce face, te-am înțeles, că să nu mă sprijine, mă, că eu vreau să fiu ca așa familie, știi? Da. Și eu vreau să fac o familie, eu sunt așa, tatăl meu și mama mea zic că sunt un om extraordinar și eu am o părere așa extraordinară după m-a povestit cum era prostul. Zice, aș repara mașina îmbrăcat în costum. Băi, sărăcie. Tipul cu care eu am fost, trebuie să luați lecții de la niște bărbați cu adevărat care s-au descurcat în viața noastră. Pe el când venea de unde venea, el nu stătea în cămașă și în costum să calce. El se schimba, bă, dobitocule! Bă, cretinule, că trece ulei de la... Tu te-ai uitat la aia care repar mașinile, că ești îmbrăcați. Păi tu te compari, tu, că ai tu ești... Ai o depresie și tu te crezi mare mecanic. Tu mergi cu hainele de... Eu mai am pe aici pe cineva care, știți, da, mai face chestii. El are haine de schimb. Vine să schimbă, are pantaloni, are unde să facă duș, schimbă în haine de muncă și când pleacă, după ce termină ce are de terminat, el nu vine cu hainele cu care merge la... o zi de naștere, nu merge cu hainele cu care merge la job, nu merge cu hainele cu care merge în mall, nu merge cu hainele cu care să repare, să construiască chestii prin jur pe aici. Bă, voi nu învățați nimic, n-ați învățat ce ați văzut lângă ce ați... Cine dracu v-a făcut consultația asta? Voi vă dați seama de prostul. Ăsta este prostul care el n-a avut
La 20 și ceva de ani ai lui, când avea el 20 de ani, 18 ani, 16 ani, el n-avea puicuțe, fete drăguțe, simpatice, fete care să aibă, să îngrijească, să se spele, să curățe, să arate mișto. Înțelegeți? Și acum când a venit la studio și a văzut atâtea fete, fete care ele teoretic își permit. El lucrează. Își permit un ruj, își permit o aia, își permit și aia altă, își permit și aia altă. Și voi să ura asta a voastră. V-am spus că la un moment dat eram mai apelam la niște servicii a unor taximetriști și eu a trebuit să dau în judecată, să sun la firma de taximetrie pe care am luat-o eu atunci și să spun indicativul după ce mi-a revenit. Spun indicativul acelei persoane care și-a permis să aibă o reacție în mașină. Tu n-ai voie să ai o reacție de genul ăsta. Tu poți să întrebi, că ești curios. Dar dacă un om nu vrea să-ți răspundă ce este în vila respectivă, nu vrea să-ți răspundă. Tu vezi de treaba ta. N-ai voie să ai conversații. Jugodiile penale, frustrații, încercau să... Dacă am auzit că se poate, nu știu, te... Nu știu câte, da, și vreau să vă explic despre bărbații ăștia proști. Așa? Da, și să găsești eu familie și să mă fut. Vezi că nu doar cu bani. Tu o să fii futut și ca imagine. Pentru că eu toată viața mea o să povestesc cum un prost. Da? Și o să-l povestesc în industrie. Prostul ăla, ați înțeles? Da? Care în momentul în care eu m-am dus să-mi cer banii mei, ce frumoasă, ce fata mea. Păi mi-a făcut, nu știu, eu pe tata l-am îngropat. Nu știu, tu cine pizda mătii te crezi? Știți pe mafioția? Băbat, noi nu ne tragem de șireturi. Faptul că eu am venit din bun simț, din respect, că la mine Moldova m-a mai educat și mi-a zis, când un om muncești, dă-i lui ceva de mâncare, dă-i și lui că te ajută ceva, dacă te ajută la viața asta, știi? Nu te duci ca animala, te duci și la oameni care sunt săraci și care nu au, dacă mai ieși și dă-i și lui la ala care te-a ajutat, la ala care ți-a întins o mână, când ți era greu, știi, dă-i lui ăla de mâncare, dă-i ceva, îl întrebi. Ala care ți-a deschis uși, întreb ce faci, știi? Asta înseamnă că dacă eu am fost om cu tine, da, așa, eu sunt automat din șleachta ta de... Nu știu ce credea, cred că sunt dragi de șireturi. Faptul că eu mă duceam unde să petreceam eu timpul cel mai mult în ultima perioadă, așa, că m-am spus că la un moment dat nu mai lucram cu companiile de... media, lucram cu un intermediar, lucram cu un prieten de-al meu care el a devenit automat cum ar veni un fel de reprezentant către casele de producție și către casele de casting. Era un reprezentant de casting, nu, casele de producție și omul respectiv din cauza că scriam texte. Ca să știți, eu pe care le vând. Apropo, cască. Are nevoie de cineva și nu duce capul, le scriu eu. Da, pentru că când scriu, nu greșesc. Din punct de vedere, da? Mă corectez, mai recitesc și e cu totul altceva față de când vorbesc. Când vorbesc, da, sunt mai rapidă, eu nu mai fac niciun fel de editare, nu fac nimic și ar trebui să fiți fericiți că fac asta. Da? Poate așa au și alte femei curajul și tupeul să aibă încredere în ele și să merg mai departe, să nu se oprească la prost, vreau și eu să construiesc ceva. Păi ce să construiesc? Pe măta. Să construiesc ce ai nevoie de mine. Bă, voi asta ați văzut la părinții voștri, știți, și știți aia care nu sunt în stare să facă singuri, da? Ei nu reușesc. V-am explicat la un moment dat, încercam să-l învăț, să-i spun cum funcționează mașina de spălat. Bă, tu n-ai grijă de tine. Cum te duci și alegi pe una pe drum?
Căsătorește-te cu mine. Păi tu îți dai seama că e bine că aia nu s-a căsătorit. Că dacă de prostie ești, mureați doi proști în casă. Ori dacă nu, vă las la bătaie. În mijlocul casei. Las la bătaie în mijlocul casei. Așa. Cine n-a spălat vasele? Nu-ți plă vasele, puști. Zici prihine din punct de vedere financiar, că ce e că trebuie să plătești. Proastele ce sunteți voi în afacerea asta. Bă, multe proaste și multe neavenite ați mai venit voi aici, știți? Sau mai era proasta aia de la... dacă e proastă, proastă din punct de vedere emoțional, ca voi să înțelegeți, să ne duce. Proastă din partea foarte bună. Ea se ducea și ținea contabilitatea. Și s-a gândit, alea a încercat să-i spună, știi, studioul ar trebui închis, mă. Fără să se gândească la oamenii care erau la studioul respectiv, eu, altele, whatever. Ele trebuiau să se scoată de pe piață ca să eu să pot să mă duc la studiourile respective, știți? Să mă angajez, să mă închin la ele, știți? Mai? V-am spus că primul lucru pe care îl făcuse era că o să întreb pe cineva care lucrez eu la studioul, nu știu care, știi? Și voi vorbeați cu cine? Voi, alea cu care voi beați cafeaua. Alea care voi vă consultați și care voi vă credeați între voi că sunteți mari prieteni, aia v-au făcut studioul. Eu vin doar acum să vă povestesc cât de mizerii sunteți. Și cum vă spuneam, la mine a fost o chestiune extra, în afara acestei, la o greșeală din trecut. Cred că cu tipul ăsta eu am fost vreo luni de zile, per total și cu momentele de super întâlnire extraordinară odată la 2 săptămâni în care el venea și se băga în seamă cu mine. Da? Eu am obiceiul ăsta în care eu am grijă de mine, am grijă de copila mea și unii bărbați cred că e un motiv pentru care mamă mai iau din... Nu a mers și atunci, dacă nu a mers din punctul ăla de vedere, s-a gândit să fiu băvacă bună de mulți și ca atare eu a trebuit să dau în judecată firma respectivă, a trebuit să aduc, să aduc dovadă și să caute la dosar că nu m-am informat. Înainte să aibă acea hotărâre judecătorească, eu trebuia să fiu informată că sunt dată în judecată și eu nu am fost. Ați înțeles? Eu aveam și domiciliu, social și domiciliu fiscal aveam. Eu întotdeauna am avut domiciliu social, domiciliu fiscal, care e diferit față de, da, așa, domiciliu, eu puteam să fiu informată. Eu nu mi-am schimbat în extrem de puține ori pe lumea asta, mi-am schimbat numele pe Facebook sau pe asta, oamenii mă puteau căuta, putea să-mi trimită un mesaj prin care, băi, știi, eu am niște probleme financiare, nu e o justificare. E posibil ca banca să vină să-și ceară. La mine asta a fost, asta este, am mers mai departe, mi-a pus, nu avea nimic de-a face cu industria videochatului. N-a avut nimic de-a face cu industria media, sub nicio formă. Chestiunea legală. Acum eu am o chestiune legală legat de faptul că niște canale ordinare de la 6 studiouri trebuie să oprim. Bă, nu trebuie să oprim. Trebuie să... Eu prin povestirile pe care vi le spun acum, mizeriile pe care le-ați făcut voi în atâtea studiouri pe care, da, tâmpiții care erați voi și ăsta, mizeriile care sunteți în comunitatea LGBTQIA+, că sunteți niște mizerii umane și acolo, ce credeți că sunteți, toți suntem niște oameni extraordinari? Nu! Există atât în heterosexualitatea la voi și în disperarea voastră, da, aia cu credința și cu nu mai știu ce, cât și în comunitatea LGBTQIA+, există niște canalii. Că voi vă comportați ca niște mizerii sociale, ca niște canalii, ca niște ordinari împuțiți. Și eu vin și vă povestesc cum vă povestesc comportamentul pe care îl aveți voi, pe care mi-l afișați. Că mi-ați spus o minciună, este problema voastră proprie și personală, exact așa o dau și mai departe. Da? Ce înseamnă? Perpetuarea unei minciuni, a unei mizerii la care voi v-ați redus la un moment dat. Lăsă-mă să-i zici și lui aia, știi? Că eu îți cer dovadă. În momentul în care eu ți-am cerut dovadă, știi cum? Mi-am dat seama că dacă nu vii cu dovezile respective, ești o mare mincinoasă. Da? Ești într-o mare minciună. Bun. Cam atât
am avut de zis legat de chestia asta. Da, mai există niște chestiuni legale în care eu vă dau în judecată pentru ce ați făcut voi legat de site-uri. Da, am o chestiune legală vis-a-vis de un site, mi s-a fost închis, în mod nedrept, de către niște mizerii de la niște studiouri, care nu mai încăpeați de mine. Da, o să ajungeți și voi și toată șleacta voastră de mizerii sociale în acel dosar. Cine v-a pus, maică? Vă întreb, cine v-a pus? Cine v-a pus să vă credeți inventatorii videochatului din România? Cine v-a pus să vă credeți că sunteți mari BDSM fetiși, nu știu ce? Cine v-a pus? Ați acționat? Da. Plătiți. Toți deopotrivă. Ne auzim de bine în România. Poate vă deșteptați între timp. Poate. Prostia voastră umană. Și când mai încercați să mai luați apărarea în niște dosare, în niște chestii, fără să cunoașteți, habar n-aveți despre ce se întâmplă. Voi n-ați mers în cioșonia celor oameni, nu-i cunoașteți, dar voi presupuneți. Cu ocazia asta am făcut lumină. Da, mai am încă un dosar pe rol cu vis-a-vis de recuperarea unei sume de bani de la o casă de producții, întrucât agentul meu a mea a murit și mi-au rămas datare. Mi-au rămas datorii respectivele case, în urma căruia a trebuit să facă o cercetare. De asta sunt probleme mele personale. De ce vă fute grijă? De ce duceți mă vorba? Ca niște mizerii sociale ce sunteți. Stați dracu acasă. Ia vezi că îți dă ciorba în foc. Vezi că-ți pleacă copilul. Vrea să-și înceapă viața sexuală la 12 ani. Săracilor ce sunteți, săraci cu duhul.